Evrei 11 cu 29 zice, prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Sfânta Scriptură ne zice foarte clar că toate aceste lucruri ne-au fost scrise ca să ne slujească drept pilde. Sunt niște imagini, unele dintre ele profetice, predictive, prototipice, care prezintă în umbră, imperfect, niște realități care se împlinesc pentru noi în nou legământ, niște realități care se împlinesc prin Hristos, niște realități care se împlinesc pentru biserică. De aceea, atunci când privim la aceste pasaje care ne prezintă niște evenimente pe care trebuie să le înțelegem și tipologic, nu putem să ducem aceste istorisiri în toate detaliile lor și să interpretăm fiecare lucru. Dar ce-o fi roțile egiptenilor care au fost scoase de Dumnezeu în timp ce traversau Marea Roșie? Hai să ne gândim, nu? Să ne dăm cu părerea. Ce-o fi fost cuiele care le-au scos? Sau cum erau formate, da? Ce vreau să spun este că, deși toate aceste lucruri ne-au fost scrise ca să ne slujească ca pilde, ele sunt umbre. Și umbra nu prezintă toată realitatea. Da? Și să duc acest argument mai departe, aș vrea să vă sugerez, de exemplu, că pasajul acesta al Exodului, al ieșirii din Egipt, pe care foarte ușor l-am asociat cu ieșirea noastră din lume, din păcat, de sub tirania diavolului, poate fi totuși interpretat în mai multe moduri sau poate fi asociat cu experiența creștină în mai multe moduri. De exemplu, într-adevăr, noi avem parte de o eliberare în nașterea din nou, în regenerare, în convertire de Satan, de păcat și așa mai departe, de puterea diavolului și a păcatului. Totuși, experiența creștină ne arată că lucrurile nu sunt chiar cum pare să fie în prima parte din Romani, capitolul 6. Nu chiar. Însă așa, dar nu chiar. Este un dar după aceea, nu? A murit față de păcat. Suntem izbăviți de păcat. Gata! A fost scoși din împărăția diavolului. Slavă Domnului! Aleluia! Suntem iertați de toate păcatele noastre. Suntem justificați! Sună foarte bine. Până treci în Romani, capitolul 6, partea a doua, unde ți se spune de aceea și voi socotiți-vă morți față de păcat. Dați-vă mădularele voastre în slujba, în slujba neprihănirii, da? Și citești apoi epistole și vezi biserică după biserică, după biserică, după biserică de oameni care trec prin falimente teribile, groaznice. Nu doar în dogmă, ci și în practică. Și atunci te gândești, domnule, exodul ăla din păcat, de sub puterea diavolului, este, îi real, îi supranatural, îi miraculos, dar totuși există un progres, o ascensiune în eliberarea noastră de păcat, da? Sau ascensiune în, cum numim noi, sfințirea progresivă, în eliberarea tuturor rămășiților păcatului din viața noastră, care se datorează faptului că avem încă în noi o fire păcătoasă, a cărei autoritate a fost stârpită de Domnul Iisus Hristos, dar care prezența nu a fost stârpită. Firea este prezentă în noi, autoritatea ei, puterea ei, dreptul ei asupra noastră nu mai există, dar ea există în noi, da? Ea există în noi. Deci poți să te gândești într-adevăr la o eliberare din nașterea din nou, din convertire, dar noi trăim în fiecare zi, în fiecare zi. Foarte puține zilele în care ne simțim așa în nori, foarte, foarte aproape de Domnul Iisus Hristos. Foarte, foarte puternici asupra, împotriva păcatului și împotriva diavolului, ni se par că sunt niște lăcuste. Foarte puține zilele alea. În general, dăm piept în piept cu păcatul. Și când vedem păcatul, nu ne gândim ca la o mare de fum, ci îl vedem ca pe un zid. Ne izbim și e greu pentru noi ca să-l cucerim, ca să-l biruim, ca să-l doborâm la pământ. Da? Deci există și această parte a eliberării progresive. Și bineînțeles există de fapt marele exod escatologic care va fi când Domnul ne va lua acasă. Că ne ia prin răpire, că ne ia din necaz, fără necaz, e irelevant. Una o știm toți, că vine Domnul și ne ia. Da? Asta știm și că atunci, într-adevăr, va fi eliberarea completă, definitivă de păcat. De aceea spun că pasajele acestea pot fi aplicate la mai multe tipuri de experiențe din viața noastră. Fie la regenerare s-ar putea să vezi anumite lucruri, fie mai degrabă la procesul sfințire, fie la eliberarea finală. Da? La fel cum, de exemplu, intrarea în Canaan, nu poți să o poți să o asociezi în anumite privințe cu intrarea noastră în veșnicie, dar în alte privințe nu o poți să asocia absolut deloc.
Pentru că în Canaan a fost o nenorocire pentru ei. Cartea Judecători nu arată binecuvântarea cerului și glorificarea copiilor lui Israel. Sub nicio formă nu arată lucrul acesta, da? De aceea spun, există niște umbre, există niște limite acestor tipologii și acestor umbre și trebuie să avem grijă cum mergem prin ele și să extragem mai degrabă niște principii care ni se potrivesc nouă. Pasajul acesta slujește perfect în a arăta un paradox pe care noi îl trăim în viața aceasta. Mi-aduc aminte odată că am plecat de la facultate, am fost până acasă și într-o noapte am avut o cercetare mai profundă din partea Duhului Sfânt și cred că diavolul încearcă să profite de fiecare moment ăsta și să distorsioneze lucrurile, da? O cercetare profundă care trebuie să ducă la pocăință să fie deturnată spre disperare, spre descurajare. Și mi s-a dus minte, atunci am deschis Sfânta Scriptură noaptea aceea asupra pasajului din Roman, capitolul 6. Și am început să-mi pun întrebări elementare. Dom'le, sunt eu morți față de păcat? Păi văd anumite păcate în viața mea, cu care mă lupt de atâta timp. Sunt eu? Este izbăvit de păcat? Nu spune, va fi izbăvit de păcat? Este izbăvit parțial de păcat? Este sau nu este izbăvit de păcat? Dom'le, Biblia spune că sunt izbăvit de păcat. Și am stat atât la primei părți din Roman, capitolul 6, și am intrat într-o descurajare profundă. Profundă. Ce sens are să mai dorm? Ce sens are să mai trăiesc viața asta? Eu mă duc în iad că nu sunt izbăvit de păcat. Am strigat la Dumnezeu să atâția ani de zile de când predic Evanghelia. Spun altora despre sfințire, despre regenerare. Cred că predic Evanghelia curată și eu nu sunt așa. Mă duc în iad, sunt pierdut. Și am stat așa, ore în șir. Poate până spre dimineață, când m-am dus în Romani, capitolul 6, partea a doua. Și dacă te duci în Romani, capitolul 7, într-un fel ieși dintr-o descurajare, dar intri în alta. Deci asta e viața pe care trebuie să o trăiesc. Da? Pentru că există paradoxul acesta în care noi trăim. Un paradox între ceea ce ni se dă în justificare, iertare completă de păcat. Suntem morți complet față de păcat. Avem siguranța vieții veșnice. Și ceea ce experimentăm noi practic în sfințire. Da? Există un paradox între poziția noastră în Hristos, care nu poate fi atacată nici de diavolul, nici de tot iadul, dacă s-ar duce la un singur copil al lui Dumnezeu să-l răstoarne de pe poziția în care el este pus înaintea lui Dumnezeu. Nu ar putea să-l dea jos de acolo. Și totuși există o distinție, o tensiune între poziția mea, ceea ce știu că sunt în locurile cerești, în Hristos Iisus, cetățean al cerului, și îmi vine să zbor până dau de prima ispită și de primul păcat când cobor cu picioarele pe pământ. Pentru că practica la o distanță foarte mare de poziția mea în Hristos, da? Justificarea nu fluctuează. Iertarea păcatelor nu fluctuează, da? Felul în care noi percepem iertarea păcatelor, felul în care păcatele noastre afectează părtășia noastră cu Dumnezeu, da, fluctuează, dar poziția noastră înaintea lui Dumnezeu nu fluctuează. Însă practica este în tensiune cu ea, da? Este în tensiune. Nu contradictorie, nu potrivitoare, dar este în tensiune, da? Adică există o diferență sau o tensiune între ceea ce suntem noi în fața lui Dumnezeu și ceea ce suntem noi pe pământ, ceea ce simțim noi în experiența noastră, da? Uitați-vă la oamenii aceștia. Ei sunt scoși din Egipt, dar în viețile lor vom vedea imediat, sunt niște rămășiți ale Egiptului. Ei au ieșit din Egipt, ei nu mai sunt în Egipt acum. Mai bine dacă mureau în Egipt. Ce nu erau bune mormintele în Egipt? Și după aceea vă aduceți aminte călătoria pe pustie. Pe când eram eu în lume, atunci aveam voie să mă duc, atunci aveam voie să fac castraveții, ceapa, toate lucrurile alea din Egipt. Bune erau în Egipt. Aici mâncăm din scârbă de mană asta pe care ne-o dă Dumnezeu, miraculos. Doamne, coboară așa aiurea, mană din cer, ne-o dă Dumnezeu sub nas, ne-o vâră, aproape ne-o vâră în gură să o mâncăm. Aha, ne-am săturat de atâta miracole. Mai bine era în Egipt. Există rămășița asta din Egipt în noi. Vrem sau nu vrem, ăsta e conflictul în care trăim. Mi-ar plăcea să vă pot predica în dimineața asta o viață creștină iluzorie. Ai o experiență atât de puternică de eliberare de păcat după momentul regenerării, nu mai ai treabă până la sfârșitul vieții. Nu e așa. Nu este așa. Că dacă ar fi așa, te-ai pus pe pilot automat și dai drumul rachetă spre cer. Ce faci, frate Sorin? Mergi spre cer. Na, am eu stres. Mă, bine e de asta. Dar cum ai făcut? Zi-mi și mie cheia. Mi-ar plăcea să fie așa, dar nu e așa. Te întâlnești cu un frate sau cu o soră, într-o zi îl vezi vesel. Cum ești? Ha, vesel în Hristos, aleluia, slavă Domnului. Cu același frate mă întâlnesc a doua zi, s-o certa seara cu nevastă, gata. Nu mai am chef de viață, nu mai m-am săturat, vreau să mă duc la Domnul. Asta e paradoxul în care trăim, asta este realitatea, înțelegeți? Asta este realitatea. Este o tensiune, suntem scoși din Egiptul lumii. Suntem scoși. Dar încă există noi niște rămășițe ale acestui Egipt, exact cum erau și în oamenii aceștia. Capitolul 13 și 14 din Exod, care reprezintă exact versetele din Evrei, sunt citate la rând. Paștele și trecerea prin mare.
Da? Și Noul Testament sunt interpretate. Avem sângele și apa, cele două simboluri mari, da? Sângele care este sângele ispășirii, justificarea noastră, și apa care este ieșirea noastră practică, separarea noastră practică de lume, de păcat și așa mai departe. Da? Avem sângele ispășirii și apele acestea ale sfințirii practice, da? Exod 13 și Exod 14. În această dimineață ne vom uita la Exod 14, da? La ceea ce se întâmplă după justificare, la ceea ce se întâmplă după ce am fost puși sub sânge, dar la ceea ce se întâmplă după evenimentul acesta extraordinar, când îngerul nimicitor face o diferențiere foarte clară între poporul lui Israel și poporul egiptean, între evrei și între egipteni, da? Și această diferențiere se face în primul rând înaintea lui Dumnezeu pozițional. Zice Dumnezeu, eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă, da? Și este un lucru foarte important de înțeles. Înainte ca să experimentăm sfințirea practică, trebuie să fim puși într-o relație corectă cu Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să ne vadă pe noi sub sângele Domnului Iisus Hristos. Înainte să scapi tu de toate păcatele tale și să te chinui și să te lupți și să strigi către Dumnezeu cât de mult îți dorești tu să fii eliberat de păcat, în primul rând, trebuie să fii văzut de Dumnezeu într-o poziție corectă. Nu practica noastră trebuie să fie corectă întâi, ci poziția noastră. Și aici este, aș putea să zic, o deviație aparent mică, dar care schimbă Evanghelia în ceea ce este în esența ei. Mă, m-aș pocăi, dar întâi trebuie să renunț la păcat, trebuie să... Pocăința nu asta înseamnă să mă las de păcat și vin la Domnul Iisus Hristos, lăsându-mă de toate păcatele mele. Greșit. Total greșit. Da, eu vin cu dispoziția de a fi eliberat de păcat, dar nu eu mă eliberez de păcatele mele. Nu fac eu curățirea asta. A fel la ce mai vii la Hristos dacă ai reușit tu singur. Numai să-ți dea ștampila, da, în regulă. Ai reușit. Ești excelent. Nu. Eu vin la El tot noi pentru că eu nu pot. El îmi face lucrarea asta. Întâi mă pune sub sânge, da? Întâi îmi dă ispășirea, întâi mă justifică. Întâi mă pune într-o relație corectă cu Dumnezeu. Asta este prima mea problemă. Ascultați-mă! Prima mea problemă nu sunt milioanele de păcate pe care le-am făcut, ci rezultatul acestor păcate în relația mea cu Dumnezeu. Prima mea problemă este Dumnezeu. Prima mea problemă este mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu. Nu consecințele păcatului, nici măcar iadul nu este prima mea problemă. Dacă eu predic Evanghelia în care iadul e cea mai mare problemă, îți greșit. Dacă predic iadul ca fiind despărțirea eternă de Dumnezeu, aia da, asta e problema mea principală, Dumnezeu. Însuși Dumnezeu. În unele adunări, dacă ai spune lucrul ăsta frontal, cea mai mare problemă ta este Dumnezeu, spune, asta e blasfemie. Cum că Dumnezeu ne iubește, are un plan minunat pentru viața noastră. Cum adică cea mai mare problemă a noastră Dumnezeu? Da, să te fii ai mâniei. Și avem, ăsta este primul lucru de care avem nevoie, să fim puși într-o poziție corectă cu Dumnezeu. Și mulți oameni cred că, dom'le, dar noi credem deja. Ce nu credem noi? Ispășirea, Evanghelia, toți credem lucrul acesta. Nu întreabă ortodoxul pe stradă, nu? Dacă nu întreabă, crezi în Domnul Iisus? Da, cred. Crezi că El a murit pentru păcate? Da, cred. Dar... Și după aia vine și pervertește absolut tot ce ai spus mai înainte. Da, ești justificat, dar până ai făcut păcate. Și după aia te justifică din nou, intri înapoi în justificare, ești în justificare. Oamenii nu au clare lucrurile în privința poziției lor înaintea lui Dumnezeu. Nu le au clare, să știți, nu le au clare. Și dacă n-ai înțeles poziția asta bine, complet, este absolut irelevant ce urmează după aceea. Pentru că lucrurile trebuie puse întâi în ordine înaintea lui Dumnezeu. Haideți să privim scena pe care o creează Dumnezeu. Este fascinant, primele patru versete ne arată într-un fel matricea pe care Dumnezeu o creează, o face, da? Un teatru, Calvin vorbea despre teatru slavei lui Dumnezeu, da? Amfiteatru splendorii, strălucirii slavei lui Dumnezeu. O scenă pe care Dumnezeu o creează pentru ca să așa arate puterea, pentru ca să facă eliberarea aceasta a poporului Israel. Dumnezeu putea să-și ia poporul Israel, cred că e clar fiecăruia dintre noi, și să-l ducă pe cel mai scurt drum în Canaan. Nu vrea să facă asta. Nu vrea să facă asta. Hai să ne uităm la această matrice pe care o creează Dumnezeu. Versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărească înaintea Pi-Hahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Zefon. În dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă Mare. Dumnezeu pare să orchestreze aici ceea ce pare să fie una dintre cele mai mari tragedii ale poporului Israel. De ce? Dumnezeu îi prinde la colț, la propriu. Îi pune la colț, adică îi face victime singure. Dumnezeu pare să pregătească o tragedie mai mare decât cei 430 de ani de robie în Egipt. Măcar acolo trăiau. Dumnezeu îi pune aici să fie un măcel, dar din ăla adevărat. Dar un măcel adevărat. Îi prinde la colț, nu, să-i poată bate egiptenii, dar bine, să n-ai unde să duci, să ducă, da? Asta pare... Dumnezeu orchestrează lucrul ăsta. Exact ca Hristos care îi trimite. Duceți-vă pe mare. O să vină o furtună și o să vă facă praf.
Dumnezeu orchestrează asta, da? Ceva ce pare să fie o tragedie mai mare decât tot ce au experimentat ei până acum, da? Dumnezeu orchestrează evenimentul ăsta complet, cu detalii, cu amănunte, da? Și acum este foarte important, dacă păstrăm paralela aceasta între ieșirea evreilor din Egipt și ieșirea noastră din lume, din păcat, de sub autoritatea diavolului, observați o paralelă între felul în care Dumnezeu, într-un fel, orchestrează sfințirea noastră. Dumnezeu ne putea lua cum vroia El, cu un infart, cum vroia El. Când ne-am pocăit, bam, acasă, s-a pocăit, următorul acasă și tot așa. Să nu mai târie prin toată mocirile asta lumii. Putea Dumnezeu să facă lucrul ăsta? Nu, îl poate face și acum. Și cu unii chiar o face. Și totuși Dumnezeu orchestrează ca să trecem prin această experiență. Prin această curățire treptată, ascensiunea aceasta a sfințirii. El orchestrează lucrul ăsta și îl orchestrează cu amănunte. În detaliu, nu este nimic care să-i scape lui Dumnezeu. Absolut nimic, absolut nimic. Și acum, deși Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în păcat, deși Dumnezeu nu poruncește niciodată păcatul și deși Dumnezeu nu produce niciodată nici cel mai mic gând păcătos sau atitudine păcătoasă sau orice este păcătos, totuși Dumnezeu orchestrează absolut tot ce se întâmplă în viața noastră, inclusiv păcatul. Lui Dumnezeu nu-i face plăcere, Dumnezeu nu-l poruncește, Dumnezeu nu-l produce, n-are nicio implicare în păcat, dar totuși Dumnezeu din spate îl orchestrează cu amănunțime. Acum, Dumnezeu e clar că îi pune aici într-o situație absolut imposibilă din punct de vedere omenește. Și dacă ai fost cel mai deștept, cel mai mare strateg, n-ai fi putut să oferi o soluție pentru ieșirea poporului Israel din impasul în care Dumnezeu i-a adus. Și tocmai asta e ideea. Tocmai asta e ideea. Noi avem senzația că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, când Dumnezeu ne cercetează, că suntem total dependenți de Dumnezeu. Doamne, numai pentru tine, Doamne. Da, poezia o știm. Dar practic nu este așa. Practic în noi este ascuns un virus al păcatului, această fire pământească, care este capabilă de orice. Care dacă ar fi lăsată, nu este lăsată, dar dacă ar fi lăsată de Dumnezeu să-și facă de cap, și ar face de cap chiar un oameni născut din nou. Și ar face de cap dacă Dumnezeu ar lăsa-o. Și Dumnezeu ne pune în teatrul acesta, al lumii acestea în care noi trăim, ca să se dea pe față ceea ce este în noi și ca Dumnezeu să stârpească din noi lucrurile acelea. Noi ne-ar plăcea ceva fără, așa, cu anestezie, rapid. Am încheiat-o, am putere rapidă a păcatului. Nu se întâmplă așa. Nu se întâmplă așa. Asta e experiența noastră. Și cu cât treci mai mult prin viață, nu spui, frate, nu sunt de acord cu tine. Nu, cu cât vei trece mai mult prin viață, vei spune, ba da, așa, exact așa cum spui, așa este. Dumnezeu ne pune în această scenă ca să dea pe față lucrurile acestea care sunt în noi și ca ingeniozitatea umană să se arate că este fără de vreun folos în bătălia asta împotriva păcatului. Nu are niciun folos, nu ajută la absolut nimic. Acolo este o intervenție continuă, constantă, miraculoasă, supranaturală, tainică a lui Dumnezeu în viețile noastre. Da? Pentru a fi curățiți constant de acest păcat. Și Dumnezeu ne aduce în situațiile astea imposibile, tocmai ca să depindem de El. Dar să știți, Dumnezeu ne aduce în situații imposibile în lupta, în lupta împotriva păcatului. Imposibil. Deci tu, ca om născut din nou, Dumnezeu să se retragă. Zic, te-am născut din nou, o încordat jucăria născută din nou, și se ducă pe la cap. Am ajuns la poarta celui, da? Știți cum fac jucările alea încordate, care tremură și merg așa. Nu e așa viața. Nu este așa. Nu este absolut deloc așa. Dumnezeu, ascultați-mă, Dumnezeu ne aduce la situații imposibile în sfințirea noastră. Imposibile. Imposibile. Ca atunci să apelăm la El și să depindem de El, da? Acum, dacă te uiți din punct de vedere la omenește la scena aceasta, îi spune că Dumnezeu nu știe ce face. Deci ce strategie e Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu să facă? Da, ați ajuns la apă, da, tăbărăți aici. Vin acum egiptenii după voi. Ce strategie e asta? Nu? Bineînțeles că nu spunem cu glas tare. Poate nu spunem. Sau poate avem anumite persoane în viețile noastre, anumiți oameni, cărora le comunicăm frământările astea noastre și suntem sinceri și le spunem, bă, frate Mihai, nu știu, mie mi se pare că câteodată Dumnezeu nu prea știe ce face. Poți să-mi explici, să-mi dai și tu o idee cam ce trece prin mintea lui Dumnezeu când m-a împins aici, ne-a împins poate 1,5 milioane, 2 milioane de oameni aici lângă mare. Ai putea să ne dai o explicație așa ce vrea să facă Dumnezeu? Ce are în cap Dumnezeu? Dumnezeu are așa măcar o strategie, ceva știe? Sau ne-o scos? Lasă că din mers vedem noi ce o face. Cam asta e senzația pe care o avem uneori. Ce s-au gândit evreii când au văzut ce se întâmplă aici? Vom vedea imediat ce s-au gândit. Aparent Dumnezeu nu știe ce face, nu? Când te uiți la situațiile imposibile la care te aduce Dumnezeu câteodată pe pământ, când simți că
scăp frâiile sfințirii, da? Ai ținut-o până atunci. Ai fost un om bun, un om moral, un om credincios, ești născut din nou. Iubești, te aduce Dumnezeu la niște situații când simți că scăpi frâiile. Nu mai poți, nu mai rezist, da? Simți că îți dai drumul. Mintea umană, da, așa pare să gândească câteodată firească că Dumnezeu nu știe ce face. Dar uitați care este scopul lui Dumnezeu. În teatrul ăsta pe care l-a creat Dumnezeu, scena asta pe care a creat-o Dumnezeu, matricea lui, Dumnezeu are un scop. Care e scopul? Va fi foarte frustrant pentru noi să înțelegem că scopul lui Dumnezeu nu este să ne fie nouă bine. Unii dintre dumneavoastră care ați trecut deja prin viață și ați avut mari necazuri, ați înțeles lucrul ăsta foarte clar. Scopul lui Dumnezeu nu este să ne fie nouă bine. Dacă Dumnezeu îți dă un diabet cu care o să intri în pământ, ai înțeles că scopul lui Dumnezeu nu este ca să fie ție bine, nu? Oricât de frustrat ai fost, o lună, două, trei, 10, 20 de ani, ai înțeles, scopul lui Dumnezeu pentru viața mea nu este ca să meargă mie bine. Am înțeles. Nu, frate Mihai, nu mai are niciun dubiu în privința asta. Bine, n-are dubiu că teologia nu-i permite să aibă dubiu. Dar practica. Dumnezeu îți face niște lucruri și te are, domnule, scopul meu pentru tine nu este să fie ție bine, ai înțeles? Păi, da, am înțeles, dar totuși. Dar totuși, nu? Ia uzi, ta ce spune Dumnezeu. Faraon va zice despre copiii lui Israel. Deci Dumnezeu orchestrează toată treaba. Dumnezeu putea să-i ducă pe o traiectorie cea mai scurtă și Faraon să nu mai plece din Egipt după ei. Dar Dumnezeu orchestrează ca să-i scoată de acolo. Da? Să-i mai facă să tremure puțin pe evrei. Faraon va zice despre copiii lui Israel, s-au rătăcit prin țară. Îi închide pustia. Eu voi împetri inima lui Faraon și îi va urmări. Dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea. Și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. Deci faptul că Dumnezeu orchestrează toate lucrurile este arătat aici într-un mod cât se poate de clar. Dar Dumnezeu știe ce va zice Faraon și asta pentru că el orchestrează lucruri, nu pentru că prevede ce va zice Faraon. Da? Dumnezeu orchestrează lucruri, vom vedea imediat cum face lucrul acesta. Da? Și Dumnezeu plănuiește să-l atragă pe Faraon în mare unde va fi pedepsit. Acum, credeți că mai erau popoare pe pământ care erau la fel de ticăloase ca egiptenii? Da, era chiar poporul pe care Dumnezeu îl conducea. Era la fel de ticălos și idolatru ca ei. Dar Dumnezeu vrea să-i pedepsească pe egipteni și pe faraon. De ce face Dumnezeu lucrul acesta? De ce face Dumnezeu lucrul acesta? Păi ni se spune de ce. Deci scopul lui Dumnezeu nu este simplu moartea egiptenilor. Dumnezeu nu zice, eu îmi găsesc plăcere în omorârea egiptenilor. Vreau să văd sânge cu apă acolo. Îmi place scena asta. Abia aștept să văd cum mor egiptenii. Nu ăsta e scopul lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu folosește metoda aceasta, dar care este scopul lui Dumnezeu final? Să se arate slava mea. Pe tot parcursul acestui pasaj se va repeta acest refren. Să se arate slava lui Dumnezeu. Deci scopul final al lui Dumnezeu nu-i moartea egiptenilor, nici măcar pedepsirea egiptenilor. Dumnezeu ridică, cum spune și Romani capitolul 9, pe faraon și pe egipteni ca să dea cu ei de pământ. De ce? Sau să dea cu ei mare. De ce? Ca să se arate slava lui. Să se arate slava lui Dumnezeu, da? Același motiv se află în spatele tuturor necazurilor și ispitelor cu care noi ne confruntăm. Care e motivul? Păi spun, Doamne, dar eu mă simt ispitit, mă simt păcătos, atunci mă simt murdar. Care e scopul lui Dumnezeu? Să se arate slava lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu peste cele mai mari forțe pe care noi le experimentăm în viața noastră. Peste forțele spirituale. Puterea lui Dumnezeu să se vadă acolo. Gloria lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, da? Dragostea, bunătatea lui Dumnezeu față de noi, care ne extrage din situațiile astea. Ne scoate din situațiile acestea. Unul dintre cele mai fascinante lucruri, eu nu știu dacă există vreun om pe planetă Pământ care se poate explica lucrul ăsta, unul dintre cele mai fascinante lucruri este felul în care Dumnezeu orchestrează într-un asemenea mod lucrurile încât ia lucrurile rele și le întoarce spre bine. El de la bun început le orchestrează ca să le ducă apoi spre bine. Cum le face? Cum reușește lucrul acesta Dumnezeu fără să se mânjească deloc de păcat? Este tainic, este misterios, dar asta face Dumnezeu aici. El știe exact gândurile lui Faraon, plănuiește lucrurile în asemenea mod încât să meargă în felul acesta, să gândească în felul acela, să pornească în felul în care va porni și el să-și arate slava. Acum poate noi nu putem procesa, înțelege, accepta poate că Dumnezeu poate să folosească păcatul din viața mea, să folosească ispitele, să folosească luptele spirituale, să folosească toate lucrurile astea spre gloria Lui. Poate nu putem înțelege. Da? Zici, da, frumos lucru a ales Dumnezeu, nu? Mintea omenească. Frumos lucru a ales Dumnezeu. Să le ia pe Andrei sau pe Cutare, să-l târie prin viață. Eu, că mie mi-o scos tiruie, dar nu s-o scos-o lui, nu? Mie mi-a dat diabetul, nici o dat lui. Lui s-a ridicat, nu știu ce, nivel la vreo substanță. Lui, nu lui, mie. Da, mă folosește Dumnezeu pe mine, mă târie pe mine ca ei să-și arate slava.
Ce credeți? Ar face, ar avea cu Dumnezeu curat să facă lucrul ăsta cu noi? Cam da. Asta e realitatea. Trebuie să dăm piept cu realitatea asta. Dumnezeu face lucrul acesta. În ultima instanță îl face spre binele nostru. Dar scopul primar al lui Dumnezeu este slava Lui. Și slava Lui se arată în aceste triste, din punct de vedere uman, experiențe ale noastre. Se arată lucrul acesta, da? Uitați-vă apoi cum se pune în aplicare, da, planul acesta lui Dumnezeu. S-a citit egiptenii la versetul 5, la versetul 9, ni se arată lucrul acesta. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Poporul nu luase fuga. Poporul ăsta nu putea să fugă. Citiți exact cum și cu ce a ieșit din Egipt și poporul ăsta nu avea cum să fugă. Poporul nu luase fuga. Este un zvon fals care se dă și care este, bineînțeles, în planul lui Dumnezeu, orchestrat de Dumnezeu. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci, inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Deci ăștia nu au fost născuți din nou și acum s-au schimbat înapoi, da? Fie foarte clar. Despre ce vorbim aici? Inima lui Faraon nu s-a schimbat în bine când i-a lăsat pe evrei să plece. Inima lui Faraon s-a schimbat că a devenit terifiată. El, împăratul puternic, care conducea Egiptul, da? Și care din generație în generație conduceau Egiptul și se considerau grosavi și invicibili, probabil un mic Dumnezeu, printre alți Dumnezei, inima lui s-a făcut cât un purice pentru că Dumnezeu l-a zdrobit de asta. Nu s-a schimbat în bine. Da? Inima lui a fost temperată datorită fricii, datorită intervențiilor supranaturale și datorită circumstanțelor dezastruoase prin care au trecut. Da? Dar omul ăsta n-a fost niciodată născut din nou cu adevărat. Și vreau să înțelegem de aici un principiu. Este posibil ca Dumnezeu să ne ducă prin anumite tragedii în viață. Să ne ducă în anumite situații astea. Să ne frângă. Și atunci în disperarea ta să spui, da, mă tem și eu de Dumnezeu, o să respect pe Dumnezeu ăsta cu adevărat. Dumnezeu a făcut praf și pulbere cu ceilalți Dumnezei ai Egiptului. Și să ai o frică în tine de Dumnezeu, dar să nu fie naștere din nou. Să nu fie naștere din nou. Și când vezi că se schimbă situația, te întorci exact ca scroafa la ce-o vărsat. Da? Te întorci ca scroafa la mocirilă. Acolo nu-i place, de fapt. A fost doar o perioadă în care Dumnezeu te-a ținut în presiune. Dar în tine nu există o natură nouă. Inima ta nu este schimbată. Tu nu ai dragoste de Dumnezeu. Ție-i frică de Dumnezeu datorită a ceea ce știi că poate să facă Dumnezeu cu tine. Când vezi că se schimbă situația, te schimbi și tu. Este foarte important să nu ne trezim. Asta e cea mai mare tragedie. Cea mai mare tragedie nu e să fii în lume. Cea mai mare tragedie e să fii în biserică și să fii un om al lumii astea. Și să ai doar o schimbare din asta exterioară. Da? Să fii afectat de circumstanțele prin care te trece Dumnezeu. Cea mai mare tragedie e să fii într-o adunare în care ți se spun lucrurile astea și tu în continuare să rămâi ca un egiptean. Dar să fii între evrei, dar să fii un egiptean la propriu, cu o inimă de egiptean. Te tem de Dumnezeu, nu am pe Dumnezeu dă cu băta pe tine. Atâta. În rest, nu ai nicio frică de Dumnezeu. Nu e o frică filială, o frică a copilului de Dumnezeu. O frică în care respecti pe Dumnezeu, dar și iubești în același timp. Pentru că ești într-o relație cu tatăl tău, da? Nu cu un tiran, nu unul care te nenorocește, ci unul care te iubește și care te are în grijă. Faraon, uitați ce face Faraon. Ăsta e omul necredincios. Calculează pierderea pe care o are respectându-l pe Dumnezeu. Da? Deci Dumnezeu asta vrea. Dumnezeu, prin toate plăgile, îl presează pe Faraon ca să dea drumul evreilor, poporului Dumnezeu. Acum, după ce trece presiunea aceea, Faraon începe să calculeze. Ca un om necredincios, așa calculează un om necredincios și după ce se pocăiește. În ghilimele. I-au zis, ce am făcut de a-mi lăsa pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Economic vorbind, este o tragedie, o pierdere pentru ei, nu? Plecând atâția oameni pe care i-ai pus ca să slujească, fără ca să-i plătești. Deci ăștia n-aveau salarii ca în Germania. Aici e o pierdere economică, socială, acolo este o prăbușire în Egipt. E o prăbușire în Egipt, da? E un colaps economic în Egipt când pleacă oamenii ăștia. Și el calculează cât de proști am fost. Un om care se pocăiește în ghilimele și vine în biserică de frică, dar nu are niciun fel de experiență reală a nașterii din nou, va sta în adunare și va calcula. Prost am fost. Da, e mai bine decât să mă duc în iad într-adevăr. E mai bine să stau 30 de ani să mă chinui. Dar uite la ăștia. Și totdeauna se va uita peste gard. Cum se distrează ăștia, cum îți marmuri ăștia, cu cât pot să bea ăștia. Eu pot să numai puțin, da? Că dacă eu fac așa, mă disciplinează, toată lumea e pe urmele mele, se uită după mine, tot mă sună, tot mă bâze, nu mă lasă în pace. Dar în lume, cum era? Și calculează. Și unii dintre ei calculează și se duc înapoi. De unde a venit? Pentru că el calculează încă omenește, el calculează încă cu logică omenească. El a fost din totdeauna așa.
Dar supresiunea emoțiilor, supresiunea și sub tensiunea lucrării lui Dumnezeu, oamenii fac anumiți pași de felul acesta care pentru noi par să fie pocăință. De asta e prostește. Ca un om care vine sub impactul unor asemenea evenimente, imediat îl botezăm, plicul cu zecioală, hai la noi. Bine, bine, dar ce ai făcut cu el? În realitate. Nimic. N-ai făcut nimic, l-ai înșelat. Și avem în lumea întreagă, în urma cruciadelor de evanghelizare, nu 1000, nu 1 milion de oameni, 10 de milioane de oameni. Sunt statistici misionare care spun că Europa ar trebui să aibă populația de 3 ori cât e acum ca să se poată justifica convertirile care există. Unde-s? Nicăieri. Da? Ce vreau să aplicăm însă din punct de vedere spiritual pentru noi este următorul lucru. Eliberarea noastră din lume, ieșirea noastră din lume, da? De sub puterea diavolului. Nu mă spun diavolul zice, diavolul e foarte ciudat. Unii zic că e prost, alții zic că e inteligent, mie se pare că e foarte ciudat. El știe foarte clar planurile lui Dumnezeu, el știe că Dumnezeu are putere, el știe că Dumnezeu își duce planurile la îndeplinire. El vede că a ieșit de sub puterea, de sub puterea lui, că Dumnezeu te-a scos de acolo. Dar nu zice, bă, cu ăsta nu mai am ce face. El dacă, și dacă, diavolul nu crede în pierderea mântuirii, el știe că nu o să te pierzi. Dar dacă poate să-ți facă viața mizerabilă până la sfârșit, o să o facă. Credeți că diavolul are vreun dubiu că Apocalipsa se va împlini? Are vreun dubiu? Nu are niciun dubiu. Dar dacă poate să facă lucrurile mizerabile până atunci, le va face. Și își dă toată silința. El știe drumul lui și își dă toată. Ce crezi? Că el nu citea Apocalipsa? El nu știe ce experiență au avut demonii în timp ce s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Ba, știe foarte bine. El știe ce poate să facă Hristos cu el și ce face Hristos cu el de fiecare dată când intervine în viața unui om. Dacă poate după aia să-ți facă viața mizerabilă, să o face. Și va veni după tine. Și asta spune Noul Testament. Fiți treji și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoare ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. El încearcă. Și el face lucrul acesta. Și dacă poate să bage spaima în tine, și dacă poate să-ți facă o săptămână, două, trei, un an, doi, trei, mizerabil, ți va face. Ești născut din nou, ești, dar ce viață ai? Progresezi în sfințenie, progresezi, dar ce viață ai? Și în ce trăiești? Asta e dimensiunea în care trăim în realitate, da? În realitate. Faraon și-a pregătit carul de război și a luat oamenii de război cu el, a luat 600 de care de luptă cu oamenii aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători, da? Faraon ia elita armatei sale. Cele mai bune trupe pe care le are, cele mai bune arme și a mașinile de război cele mai performante. Și pornește după poporul Israel. Să fim sinceri, nu așa simțim noi câteodată că e lucrarea diavolului față de noi? Dumneavoastră chiar n-ați avut niciodată ca oameni credincioși experiență în care să simțiți pur și simplu că sunteți doborâți de Satana? Că puterea lui e prea mare? Că lucrarea lui e prea puternică? Apăsarea e prea puternică spre dumneavoastră? Poate numai eu sunt, poate predic numai mie în dimineața asta. Dar realitatea, cred că fiecare dintre noi este asta. Când privim, mi se pare că exact așa e Satan cu armatele lui. El nu glumește. El nu glumește în războiul pe care îl declanșează împotriva noastră. Dumnezeu pecetuiește direcția inimii lui Faraon, împietrindu-l. Și zice versetul 8, Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului. Și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Acum, cuvintele astea sunt greu de pus lângă numele lui Dumnezeu, dacă nu înțelegem bine pe Dumnezeu. Imaginați că evrei ar fi știut. Uite, stăm noi aici lângă mare. N-avem unde să ne ducem. Și Dumnezeu, ce face Dumnezeu în Egipt? Îi stârnește, îi scormonește pe ăștia cu bâta. Hai, după ei. Ce crezi că ar fi gândit evrei? Și face Dumnezeu. Da, copornit ei. Cum l-am putea portretiza pe Dumnezeu în variantă din asta light, așa, să fie ușor de acceptat pentru noi? Evreii au plecat, Dumnezeu e ocupat de evrei acolo ca să-i scoată din Egipt și între timp Faraon lăsa singur de capul lui, eu trec prin capul de ce să facă. Da? Și Dumnezeu ținea spatele la evrei. Sună bine, e ușor de acceptat. Dacă Dumnezeu e acolo și scormonește pe Faraon, nu-i dă pace. Ăsta e omul pruncul și lui probabil, nu? Și scormonește pe toți acolo. Hai! Și toți după ei. Parcă e ca greu de acceptat, nu? Dar asta face Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru. Și dacă Satana s-a răzgândit vreodată să nu ne mai facă nimica, să știți că se ocupă Dumnezeu ca să vină după noi și să ne lucreze. Zice despre Domnul Iisus Hristos, cineva mă întreba recent. Zice despre Domnul Iisus Hristos că a fost dus de Duhul
în pustie ca să fie ispitit de Satana. Fraza e foarte simplă. Dumnezeu nu ispitește niciodată pe nimeni. A fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de Satana. Nu l-a ispitit Dumnezeu în pustie. Deci nu Dumnezeu l-a dus pe Iisus în pustie ca să-l ispitească Dumnezeu. Sau Dumnezeu, Duhul Sfânt îl duce pe Iisus în pustie ca să fie ispitit de Dumnezeu Tatăl. Să fie un fel de plan ăsta malefic în Sfânta Treime. Nu. Dar același lucru se întâmplă și cu noi. Rugăciunea este foarte clară, nu? Și nu zice și nu ne ispiti, că El nu ispitește pe nimeni Dumnezeu. El nu ne ispitește pe niciunul dintre noi. Și nu ne duce pe noi în ispită. Când Domnul Iisus Hristos ia pe cei trei ucenici și se duce în grădina Ghețimani, unde Domnul le explică o grămadă de lucruri despre tensiunea asta, lupta asta cu ispita, cu diavolul. Domnul Iisus Hristos știa falimentul lor. De ce mai care acolo? De ce mai care acolo? De ce nu ne spune, bă, fiți atenți, o să vină toată istoria asta. Voi sunteți niște lași, sunteți niște prăpădiți, stați undeva într-o casă, măcar să vă faceți de rușine. Nu îi lasă să meargă pe fiecare și pe Petru să vină acolo și să-ți beată cu pumnul în piept. De ce? Că trebuia să treacă prin experiența aia. Trebuia să treacă pe acolo. Când aplicăm asta la noi și ne gândim că Dumnezeu face asta cu noi, nu ne place. Deci face lucrul acesta să ne sfințească, face lucrul acesta să ne arate puterea Lui, să ne arate slava Lui. E foarte interesant. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Așa trebuie să fim și noi. Bineînțeles, nu ne ajută la nimic treaba asta, dar așa trebuie să fim și noi. Deci fără Dumnezeu, dacă ne-am armat, cât de tare putem noi? Ascultați-mă, nu ne ajută la absolut nimic. Cu metodele Harului, tot știți, toată teologia, da? Nu ne ajută la nimic dacă nu este Dumnezeu acolo care să lucreze prin ele. Dar noi trebuie să fim gata de luptă. Așa spune Sfânta Scriptură. Viața de sfințire nu este pe pilot automat. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Viața de sfințire nu curge așa. Și să ajungem la frustrări în viața noastră și dezamăgiri, dar de ce nu merge viața lin? Nu o să meargă lin. Nu o să meargă lin. Dumnezeu o să smulgă oi din cap, o să smulgă lacrimi din ochi, Dumnezeu o să smulgă durere din tine, Dumnezeu o să te pună să depui efort, să lupți în procesul sfințirii. Se va întâmpla lucrul acesta. Se va întâmpla lucrul acesta. Scena se intensifică în versetul 9, unde spune egiptenii au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții și oștirea lor, i-a ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal Zefon. Ăștia sunt egiptenii. Egiptenii s-a agitați. Acum ce se agită cine? Acum că se agită Satana, duhurile rele și asta am înțeles. Da? Că Dumnezeu e scurmenit, am înțeles. Acum se agită cine? Se agită evrei. E foarte interesant să citiți evrei. Păi în credință au trecut ei Marea Roșie. Fain! Măi! Ce popor al lui Dumnezeu! Citește Exod capitolul 14. N-a fost așa o credință. Am crezut, toți stăm, vine egiptenii, și toți așteptați să deschid. Nu, nu a fost așa. Dar până la urmă a avut credință. Dar credința aceea a fost lucrată de Dumnezeu în ei. De asta spun singurul erou din Evrei, capitolul 11, Dumnezeu. Singurul Dumnezeu. Avram, prin credință a născut. Da, citește puțin ce a făcut cu Agar. Isaac, prin credință. Iacob, prin credință. Uite cum s-au comportat ăștia în familiile lor. Dar lucrurile nu au fost așa. Dumnezeu a lucrat lucrul acesta în ei. A lucrat credința, starea de credință. Acțiunile, deciziile credințelor au fost lucrate de Dumnezeu. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Asta e perspectiva omenească. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Dumnezeu nu a zis nimic, bineînțeles, așa că singurul la care puteau să-i spună cineva era Moise. Ei au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? De ce să te chinui să te duci tu la mormânt când te pot căra alții? Corect? Și una e să fii mormântat în pustie, în nisip sau cine știe pe unde, cu 2-3 arbuși pe acolo ofiliți, și alta e să fii mormântat într-un mormânt ăsta adevărat, într-un cimitir adevărat, cu copaci, cu floricele, săpat frumos acolo, să te onorezi cine a murit ca fraier în pustie. Nu! Zice, ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, las! Auziți? Deci ei de mult spuneau, lasă-ne să fim, să slujim ca robi egiptenilor, că vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Nu ți-am spus noi? Și să se întâmple exact ce ți-am spus. Acum Dumnezeu știa ce a spus ei în Egipt și Dumnezeu vrea să-i vindece exact de asta. Asta a spus, nu, eu o să vă scot oricum, dar o să vă vindec eu de asta. Dumnezeu tocmai asta vrea să facă, da? Asta este descurajarea și pe care noi experimentăm câteodată. Ei strigă la Dumnezeu, dar nu au strigat de credincioși erau. Ei strigă la Dumnezeu de deznădejde. Ei strigă de necredință. Nu fiecare strigăt al nostru la Dumnezeu e prin credință. Da? Exact cum și ei strigă, da? Ci un strigă din pricina nenorocirii și deznădejdii lor, da?
Israel, uitați-vă la Israel. Israel proiectează falimentul necredinței lor asupra cui? A omului care îi conducea. Vreau să fac o aplicație aici pentru fratele profesor. De ce nu merg adunările bine? Popii. Gata, am încheiat discuția. Simplu, ce cel mai simplu de spus, nu? L-am plătit, nu și-a făcut treaba. Gata, asta e. Cine vine? Nu noi. Altcine vine. De ce pruncii noștri s-au pierdut în lume? Păstorul de tineret. Nu-a făcut treaba. De ce s-au pierdut pruncii noștri? Nu noi că nu ne-a făcut treaba. Nu noi părinții cărora Dumnezeu ne-a dat îndatorirea de a ne ocupa de ei și așa mai. Nu, altcineva e vinovat. Cine era? Reprezentantul lui Dumnezeu, da? Falimentul necredinței noastre este de fapt problema lui, nu a noastră. Noi nu suntem responsabili. El este responsabil. Că el ne-a scos, da? Cel mai ușor e să identificăm în conducători țapul ispășitor. La fel, să aplicăm și la țara noastră. Cine e problema în țara asta? Politicienii. Nu noi care furăm statul. Nu noi, nu leneșii din toată țara care trăiesc pe ajutor social. Nu e vina. Nu e vina. Cine e vina? Ăștia alți. Vă spun, dacă țara asta ar munci pentru o singură lună de zile, după cum spune Sfânta Scriptură, toată țara, ăștia le-ar fi rușine să mai fure. A spune, băi, n-avem cum, frate, deja e la obraz. S-ar pune ăștia să facă singur autostrăzi. Dar lucrurile nu sunt așa. Poporul drept credincios din grădina Maicii Domnului nu este așa, să știți. Nu este așa. Realitatea e alta. Dar e mai ușor să proiectezi falimentul tău asupra unui țapă ispășitor. Nu să pui păcatul peste el. Din păcate ei nu sunt nici Mesia, nici Mântuitor. Și nu poți să ne ajute la nimic. Da? Nu poți să ne ajute la nimic. Presupoziția evreilor de aici, ce este tragic aici, că presupoziția evreilor era că Dumnezeu i-a scos din Egipt doar ca să se pedepsească în pustie. Nu înseamnă noi să rămânem acolo. Ne aduce aici în pustie ca să murim. Da? Asta e. Dumnezeu ne-a scos din păcat, Dumnezeu ne-a scos din lume și uite prin ce ne târie, frate Ciprian. Uite prin ce ne târie. Uite în ce ne-a băgat. Uite ce ne cază. Uite ce problemă, uite ce păcate. Uite cu ce ispite ne confruntăm. De ce ne-a scos Dumnezeu? De ce ne-a eliberat? Când eram în lume, n-ați experiment, când eram în lume, nu simțeam forța păcatului. Când eram în lume, Satana nu ne chinuia halul ăsta. Ne lăsam pace. De ce? Că făceam singuri ei. Făceam singuri ei ce vroia el. Dar acum, de când Dumnezeu ne-a scos, uite în ce ne-a băgat. Ne-a scos de ne-a băgat în altceva. Nu? Când erai în lume, te certai cu bărbatul? Că vii la adunare? Că te rogi? Că nu aveai nicio treabă. Nu aveai conflictele astea? Erați amândoi în aceeași direcție. Amândoi vă duceați spre iad. Doar de când ai ieșit din lume, uite în ce te-a băgat Dumnezeu. Uite în ce te-a băgat Dumnezeu. Și alții mai proiectează asupra ta, poate copiii, poate bărbatul, cu tragediile și necazurile din cauza ta. Uite ce te-a băgat Dumnezeu. Și asta se întâmplă în locul acesta. Oamenii aceștia proiectează asupra lui Dumnezeu ideea că Dumnezeu i-ar fi scos de acolo ca să-i nenorocească. Ca să-i nenorocească în procesul sfințirii. Ca să-i nenorocească în drumul spre Canaan. De asta i-a scos Dumnezeu de acolo. Dumnezeu nu de asta i-a scos, nici Dumnezeu de asta ne-a scos. Dar Dumnezeu nu ne-a scos din lume, din păcat, ca să ne pierdem mântuirea pe traseu. Dumnezeu ne-a scos ca să ne ducă la capăt. Și ne va duce la capăt, chiar dacă ne va duce prin experiențe de felul acesta. Da? Este citatul acesta. Este valabil în multe cazuri chiar pentru oamenii credincioși. Oameni care cârcotesc că ar fi fost mai bine în lume. Erau robi păcatului, da? Dar măcar trăiau. Auziți unii oameni, nu știu dacă dumneavoastră auziți, unii oameni care vorbesc despre viața din lume ca o viață atât de frumoasă, de palpitantă, de plină de viață. Oameni care își trăiesc viața, Domnule. Nu ca noi. Nu ca noi. Cine crezi că trezește duminică dimineață? Să duc la biserică. Câțiva ortodoxi aici la noi și noi. Restul s-au liniștiți, că au fost mai muri. Nu știu, oricare geamul deschis, e viață și acordeoane, se distrează oamenii. Oamenii se distrează, nu ca noi. Stăm cu minței acolo, așteptăm, trebuie să ne pregătim, să venim odihniți la adunare. Da? Și există această părere de rău, parcă, după anumite lucruri din lume. Și din nefericire, uneori, începem să ne comportăm așa. Bă, când erai în lume, te întreba cineva dacă duminică te duceai să-ți cumperi o mașină? Te întreba cineva? Nu. Nu te întreba nimeni. Te întreba cineva când erai în lume dacă duminică vrei să te duci la, nu știu, să deguști la Arad, că e o sărbătoare de asta de vinuri, au adus ăștia pe acolo, și te duceai și tu să deguști. Te întreba cineva ceva? Nu. Te întreba cineva duminică dimineața dacă vrei să dormi în loc să... Ce ai făcut azi dimineața? Bă, am dormit. Ah, fain. Dacă îi spui azi, te sună cineva. Ce ai făcut, frate, azi dimineața? Am dormit. Serios? Păi stai că avem o discuție serioasă. Nu era mai bine? Erai rob?
Dar n-aveai stres într-un fel. N-aveai stres într-un fel. Și asta fac oamenii acum. Dumnezeu îi eliberează. A făcut Dumnezeu miracole extraordinare. Dumnezeu a făcut deja minuni foarte mari în fața lor. Și deodată a apărut câțiva egipteni în spate și poporul gata. Să o pierdă cu firea. Nu e așa cu noi. Vedem miracolul acesta de scoaterea noastră din păcat. Este cea mai mare minune pe care a făcut-o Dumnezeu pentru noi. Nu este minunea mai mare. Tu nu ai fost ca maimuța aia care căzut în mlaștine și te trăgeai singur și până la urmă ai reușit să te scoți. Nu? Dumnezeu te-a scos cu putere de acolo. Dumnezeu te-a eliberat de acolo. Dumnezeu a făcut o eliberare pe care nu putea să o facă nimeni niciodată și nici tu. Și am dat slavă lui Dumnezeu și ne-am bucurat și l-am lăudat și ne-am închinat. Și când am intrat în procesul acesta, am început să ne pierdem cumpătul și am început să cârcotim. Pentru că uităm marile minuni pe care le-a făcut Dumnezeu în viața noastră. Ar fi fost frumos, nu? Noi să zicem, știi cine suntem noi? Cine credeți că suntem noi din pasajul acesta? Noi cred că suntem Moise. Toți suntem pocăiți, că Moise era pocăit aici. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea. Dacă eu sunt într-o zi, dacă cineva e dezamăgit într-o zi, toată adunarea spune, nu vă pierdeți cumpătul. Stați liniștiți, veți vedea izbăvirea. Dumnezeu este miraculos. Cum cântăm noi și lăudăm în fiecare zi pe Dumnezeu. Ăștia suntem noi. Moise, nu? Nu. Și cine suntem noi? Evrei. Răscumpărați, scoși afară, când vine ispita, când vin câțiva egipteni în spatele nostru, câteva necazuri în viața noastră, începe să tremurăm, Doamne, nu mai vrem, gata, ne-am săturat, mai bine eram lume, mai bine muream. Aia suntem noi, cârcotașii. Cârcotașii ăștia suntem noi, nu? Nu vă place rolul, nu? Asta suntem în realitate de foarte multe ori. Nu vocalizăm întotdeauna ce credem despre Dumnezeu? Nu vocalizăm întotdeauna tulburarea dinăuntru nostru, tensiunea dinăuntru nostru, frustrarea că Dumnezeu ne duce pe drumul ăsta al pustiei? Nu așa am crezut noi că Dumnezeu când ne scoate din Egipt ne duce în țara promisă? Unei lapte și miere și binecuvântare, stăm la ospăț cu Domnul Iisus Hristos. O, aia e eschatologia, prietene. Suntem încă la sfințire. Mai este până acolo. Da? Pustia în care ne duce Dumnezeu. Versetul 13. Aia e vocea necredinței, uitați vocea profetului. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Omul vrea să facă ceva. Prima noastră problemă când suntem ispitiți, nu este că vrem să luptăm contra păcatului, că ne agităm, că nu procesăm lucrurile, că nu gândim, că ne agităm, că vrem să facem ceva, da? Prima noastră problemă e că credem că depinde de noi. Și la un moment dat e o confuzie în mintea noastră s-ar putea, pentru că uneori ni se zice în adunare că trebuie să stăm liniștiți, să depindem de Domnul, și altori ni se spune procesul sfințenii, luptă, e agonie, e efort și așa mai departe. Nu sunt lucruri contrare. Prima dată trebuie să stai, să taci, să te gândești și după aia să lupți. Pentru că dacă e vorba asta care tot se repetă, întâi vine ce-i firesc, tu vrei să lupți contra păcatului, dar prin fire. Prin fire nu depinzând de Dumnezeu. Și dacă te-ar lăsa Dumnezeu prin firea ta, prin eforturile tale, să cucerești, să învingi păcatul, ce o să spui? Nu o să spui că Dumnezeu ți-o da har. Nu o să spui că vine de la Dumnezeu. O să te vezi pe tine biruitor acolo. Așa că există acest moment, asta e un cuvânt profetic. Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă dă Domnul. Și dacă Dumnezeu te angajează pe tine, că nu era Dumnezeu păsuș și eu trecut primare, eu merg primare. Dar întâi eu trebuie să tacă, să aștepte. Să aștepte ordinul lui Dumnezeu, da? O trebuie să asculte revelația profetică prin Moise. Așa vine biruința. Biruința nu vine. Doamne, trec acum printr-o situație foarte grea. Vai, ce ispite. Vai, nu știu ce să fac. Doamne, dă-mi un cuvânt de la tine. Doamne, vorbește-mi. Zice, Doamne, nu mi-a vorbit Domnul. N-am știu ce să fac, nu mi-a vorbit Domnul. Ba da, ți-a vorbit, uite. Spunea cineva, dacă vrei să-L auzi pe Dumnezeu vorbind cu glas tare, citește Scriptura cu glas tare. E vocea lui Dumnezeu aia, da? Un ton diferit, dar e vocea lui Dumnezeu. E vocea lui Dumnezeu. Aici e vocea profetică prin care Dumnezeu ne coordonează. Neglijez, asta mă neglijez pe mine, neglijez biruința. Neglijez să văd slava și puterea lui Dumnezeu la lucru, da? Slava și puterea lui Dumnezeu la lucru. Liniștea noastră nu este o liniște budistă, absurdă, irațională. Nu asta e liniștea noastră, da? O zi să fim liniștiți. Trebuie să aplic lucrul ăsta când simți că te încingi, că vine ispita, păcatul, simți că te încingi. Ce-o zic, fratele Andrei, stau liniștit, închizi ochii, bă, frate, nu mi-ai zis poziția, bună, leg eu una la întâmplare. Și stau liniștit, aștept, m-am liniștit. Am citit chiar într-o carte de teologie, când eram în facultate, ne-a fost dată spre studiu, mi s-a părut una dintre cele mai absurde lucruri care le-am citit vreodată. Deci chiar o luptă împotriva păcatului, de exemplu, al mâniei, este să stai 10 secunde, să închizi ochii, stai 10 secunde, 1, 2, 3, 4. Eu dacă aș număra 10 secunde, mă enervez mai tare.
Nu funcționează. N-ar funcționa. Stau 10 secunde să număr. Nu. Întrebați pe alții. Dacă stai 10 secunde, da? Te superi mai tare. Nu trebuie mai degrabă să o rezolvi atunci. Mai degrabă să, da? Să spui ce-i de spus și să rezolvi situația. Nu asta e liniștea. Liniștea este bazată pe ceva. Este o liniște teologică, centrată în Dumnezeu. Ia auziți ce spune. Nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Asta e liniștea mea. Din nou spune, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Da? Este o liniște bazată pe Dumnezeu, pe intervenția lui Dumnezeu. Da? Siguranța mea se agață de ceea ce este Dumnezeu. Da? Ia uitați-vă la Dumnezeu. Deci noi, Moise face teologie, așa suntem și noi câteodată. Moise face teologie cu ei, le explică cum stă treaba, ceea ce este real și Domnul zice lui Moise așa. Domnul nu vorbește cu Israel, Domnul vorbește cu Moise. Ce rău stau strigătele acestea? Spune copilului Israel să pornească înainte. Deci ăștia strigau acolo, toți învălmășeau, aaa, vine, ăștia suntem noi, da? Strigau, vai, suntem terminați, pierduți. Tu ridică stoiagul, întinde mâna spre mare și despică. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împetri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Probabil că la evrei nu le-ar fi prins bine mesajul ăsta. Dumnezeu îi spune numai Moise, fii atent, eu i-am adus pe evrei, pe egipteni aici după voi. Dar și când o să intre în mare și ăștia o să creadă că o scăpați, să știi că eu îi împetresc inima ca să intre după ei în mare. Deci îi împetresc până la capăt și evrei să spună, nu, bine acum. Dacă le-a vândit nulă, dar cine știe ce ar fi procesat ei? Dumnezeu vorbește cu Moise lucrul ăsta, da? Dumnezeu vorbește cu Moise lucrul ăsta. Și faraon și toată oastea lui, carele și cărăleții lui vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Acum, după cârtirea asta majoră a întregului poporului Israel, ce ați făcut dumneavoastră cu ei? După miracole pe care le-a făcut Dumnezeu, după felul în care Dumnezeu, în providența lui minunată, s-a ocupat de ei, după cel mai mare miracol pe care l-a făcut în Egipt, când a omorât toți întâi născuți, dar i-a salvat pe toți întâi născuți a poporului evreu, doar prin sângele pe care l-au pus acolo. Ce ați făcut dumneavoastră când ei se comportă în felul acesta? A, Dumnezeu ne-a scos, ne omoare în pustie. Dacă vrea să vă omoare, vă omora direct acolo. Atâta minte aveți. Ce poți să le spui altceva la oameni? Ce ați făcut dumneavoastră cu ei? Dumnezeu spune nu. Dumnezeu îi salvează până la capăt. Dumnezeu îi eliberează până la capăt. Dumnezeu nu salva poporul din cauza credinței lor. Pentru că acum nu arătau credință. Dumnezeu nu salva poporul din cauza sfințeniei lor. Pentru că nu aveau. Dumnezeu n-a salvat poporul din cauza curajului lor. Vine Dumnezeu, vezi ce minune o să facă Dumnezeu acum. Da, noi suntem poporul Dumnezeu, avem credință în El. Noi suntem în legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu va face o minune care nu ne trece nouă prin cap, dar va face. Nu, Dumnezeu nu din cauza curajului lor a salvat. Dumnezeu ne-a salvat din cauza numărul lor. Uite ce mulți suntem noi. Normal că Dumnezeu și-ar lua un popor din ăsta. Cine n-ar avea un popor din ăsta? Care a stat 430 de ani în robie și care iubește mai mult Egiptul decât pe Dumnezeu și țara promisă și care nu crede în Dumnezeu. Cine n-ar avea un popor din ăsta care scârtească așa mare număr împotriva lui Dumnezeu? Nu de asta i-a salvat Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a salvat nici din cauza faptul că ei își doreau foarte mult să treacă, vreau să se întoarcă acum înapoi în Egipt. Și au vrut să se întoarcă în Egipt. Vezi, vedea o răscoală mai târziu când vor să se întoarcă în Egipt. De ce îi salvează Dumnezeu? Dumnezeu îi salvează pentru că a făcut un legământ cu Avram, Isaac și Iacob. Dumnezeu îi salvează pentru că a pus sub sânge, i-a ispășit și Dumnezeu îi trece prin procesul acesta. Pentru că El este Dumnezeu. Dumnezeu îi salvează ca să-și arate slava mea. Dacă Dumnezeu ar fi să ne mântuiască și să ne ducă până la capăt datorită faptelor noastre, ne-ar abandona deja. Dacă ar fi ca Dumnezeu să se ia de ceea ce vede în viața noastră și să condiționeze mântuirea noastră finală. De ceea ce vede în viața noastră, frați și surori, toți eram deja abandonați deja. Eram deja toți abandonați de un milion de ori, nu odată. El nu ne poartă. El nu vrea să ne poartă. El nu ne duce din cauza ceea ce vede în viața noastră. Ci El ne duce pentru slava Lui și pentru gloria Lui. Pentru ca să-și arate puterea Lui și pentru ca să cunoaștem toți și să cunoască lumea aceasta că El este Domnul. Și la final vor cunoaște că El este Domnul. Când va fi acel exod, cum îl numesc, mare escatologic, când își va lua biserica Lui, toată lumea va cunoaște orice genunchi, de pe pământ, de sub pământ, din cer, de oriunde va exista, își va pleca genunchiul înaintea Lui și va mărturisi că El, că Iisus Hristos, este și egiptenii vor cunoaște că Eu sunt Domnul. Că n-a fost niciun alt Dumnezeu niciodată, că El este singur Domn. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu face toate lucrurile acestea. Și închei, miracolul se manifestă în versetul 19 și 20, când Dumnezeu desparte oștile lor, îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberului Israel și a schimbat locul și a mers înapoi a lor și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și a schimbat locul și a stat înaintea lor. Dumnezeu face o separare între poporul lui Dumnezeu și poporul egiptean și această separare trebuie să se vadă și de pe pământ și separarea asta se face prin prezența lui Dumnezeu. Nu există nimic, nu moralitatea noastră ne separă de oamenii din jur.
Ci îngerul lui Dumnezeu, dacă am putea să folosim expresia asta, norul lui Dumnezeu, manifestarea prezenței lui Dumnezeu, este ce separă biserica de oamenii din lume. Ăsta e singurul lucru care ne separă. Nu cât am reușit noi săptămâna asta să le demonstrăm noi că suntem mai buni decât ei, decât ortodoxii. Și că suntem mai morali decât ei. Suntem mai buni decât ei. Și că am făcut fapte mai bune decât ei. Nu. Ceea ce ne separă este prezența lui Dumnezeu. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Chiar dacă ei nu vedeau, chiar dacă ei nu mai credeau, această prezență a lui Dumnezeu era acolo și ăsta e cel mai drag lucru pentru noi. Norul acesta e foarte interesant. Pe o parte era întunecos pentru egipteni, ca să-i țină la distanță, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Este lucrarea pe care Dumnezeu o face. Metaforic vorbesc între distinția clară pe care Dumnezeu o face între noi și lume. Ce spune lumea despre cruce, despre Hristos, despre cea mai mare lucrare, cea mai mare revelație a lui Dumnezeu în istorie, Iisus Hristos? Ce spune despre ea? Că este o nebunie. Dar ce este pentru noi? Este o mireasmă spre viață pe care noi o purtăm în lumea aceasta. Ce este pentru noi? Înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce este pentru noi? Puterea lui Dumnezeu. Ce este pentru egipteni? Aducerea poporului Israel în fața mării. Nebunie! Dumnezeu i-a dus acolo, nu-i strateg deloc. I-a dus ca să-i măcelărim, să-i facem una cu pământul. Ce vede Dumnezeu acolo? Ce ar trebui să vadă poporul lui Dumnezeu? Izbăvirea, eliberarea. Asta este diferența dintre gândirea omenească și gândirea duhovnicească. Dumnezeu nu doar desparte oștirile lor, ci desparte marea în fața lor. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul l-a pus în mișcare pentru un vânt dinspre răsărit care a suflat cu puterea toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii i-au urmărit și toți caii lui Faraon, carele și călăreților au intrat după ei în mijlocul mării, da? Deci se face o despărțire a oștirilor, se face o despărțire a mării ca să treacă copiii lui Israel acolo și vedeți, aici e botezul lor, ca popor a Domnului. Ei iasă din Egipt și sunt separați de egipteni în mare. Și vă aduceți aminte că apostolul Pavel ia simbolul sângelui Paștelui și ia simbolul botezului mare a poporului Israel pentru a le importa în experiența și practica creștină. Ăsta este momentul în care ei trec și sunt într-un fel văzuți de Dumnezeu ca popor al lui Dumnezeu, separați de lume, separați de trecut, separați de robia lor, separați de bâncărurile lor de acolo, de experiențele lor, de faraon, de absolut tot ce a fost acolo, da? Este o experiență de rupere a lor, da? De ruperea lor. Dar toată lucrarea asta este o călătorie. Nu se întâmplă tot într-o fracțiune de secundă pentru ei, da? Aceeași apă care este o binecuvântare pentru evrei, pentru că le face cale ca să iasă din Egipt, aceeași apă este o pedeapsă pentru poporul egiptean, da? În straja dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vâlmășeală în tabăra egiptenilor. A scos roatele carelor și le-a îngreuiat mersul. Și auziți aici. Egiptenii au zis atunci: haide să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva noastră. Da? Împotriva egiptenilor. Căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Vedeți până unde merge suveranitatea lui Dumnezeu și providența lui Dumnezeu. Intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu se ocupă de carele lor. Roțile carelor egiptenilor n-au ieșit pentru că drumul nu era bun primare. Și au ieșit de acolo, da? Dumnezeu le-a îngreuiat mersul pentru că Dumnezeu s-a ocupat de roțile lor, da? Le-a scos prezoanele. Și au început să aibă probleme, da? Egiptenii își dau seama că au de-a face cu Dumnezeu. E exact tipic omul firesc, cum ne arată de fapt în Apocalipsa, când Dumnezeu va pedepsi lumea aceasta, oamenii își dau seama că au de-a face cu Dumnezeu. Își dau seama că au de-a face cu Dumnezeu. Și vor să fugă de el. Vor să scape de Dumnezeu. Vor să scape de Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise: întindeți mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreților. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață marea și-a luat repezeciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă. Dar Domnul a năpustit pe egiptenii în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oasta lui Faraon care intraseră în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat. Asta e judecata lui Dumnezeu. Avantajul de a ști că ești în poporul lui Dumnezeu și că ești parte din poporul lui Dumnezeu în realitate, spiritual vorbind, și că n-ai o inimă de egiptean, este să știi că la vremea judecății nu vei fi parte dintre egipteni, dintre cei care sunt ai lumea aceștia. Nu vei fi acolo. Este o veste bună, nu? Indiferent de experiențele pe care Dumnezeu ne trece, indiferent de durerea pe care o avem în aceste experiențe, la final, bucuria va fi doar pentru poporul lui Dumnezeu. Această mare eliberare nu are nimic de a face cu faptele lor.
Această mare eliberare nu are nimic de a face cu faptele lor. Au mers pe picioarele lor, dar au mers pentru că Dumnezeu le-a creat Dumnezeu să treacă. Și încă un lucru. Este important de observat că nici măcar un evreu n-a rămas în mare. Absolut niciunul. Absolut niciunul. N-a rămas niciun evreu în urmă. Nici un evreu n-a spus cum a făcut Dumnezeu lucrul ăsta, că atâta mare de necredincios, atâta oameni, atâta necredincioși, atâta cârcoteală, pe atâta cârcotași, să-i facă pe toți să treacă, Domnule, să-i convingă pe toți să treacă. Cum a făcut Dumnezeu lucrul acesta, e irrelevant pentru noi acum. Ce este important e că niciunul n-a zis, eu mă duc la Egipte și mă duc de partea lor să-mi cer iertare, că am plecat din robia egipteană și o să le zic că vreau să fiu sluga lor până la moarte. Niciunul dintre ei nu se întoarce înapoi. Niciunul. Pentru că Dumnezeu nu își pierde niciunul. Iar mărturia acestui miracol care trebuie să fie de pe buzele noastre chiar acum și care va fi o veșnicie întreagă este aceasta. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca ape uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut și în robul său Moise. Da, există o eliberare pe care Dumnezeu ne-o face, inițială, și reacția noastră trebuie să fie tot asta. O laudă la adresa lui Dumnezeu și să spune, nu, uite, nu știu, Domnule, cum am reușit să ies din păcat. Să mă scutur așa de satana și de toate duhurile lui, să ies din lume, m-am întors la Dumnezeu, m-am pocăit, dau slavă lui Dumnezeu, dar slavă Domnului lui Dumnezeu că am reușit să fac lucrul acesta. Nu. A văzut mâna puternică a lui Dumnezeu, s-a temut de Dumnezeu pentru că a văzut puterea lui și au crezut în Dumnezeu. Și au crezut în Dumnezeu. Mărturia noastră este despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și mărturia noastră în exodul escatologic tot va fi despre El. Până la sfârșit, fraților, a fost greu, nu? A fost greu. Dar până la sfârșit am dat așa mână cu mână, cum spune în nu știu ce horă românească, și am mers și am izbutit și am ajuns până acasă. Slavă Domnului! Doamne, îți mulțumim că am reușit noi să ajungem până acasă, noi să ne străduim, noi să mergem, noi să ne luptăm. Slavă ție, ce bine a fost! Nu asta vom spune. Ci vom spune vom vedea felul minunat în care Dumnezeu a despărțit lucrurile înaintea noastră, a creat cale înaintea noastră ca să ajungem până capăt. Eu cred că indiferent de experiențele, necazurile, truda de pe pământul acesta, toate experiențele nefaste prin care trecem, Dumnezeu va crea cale pentru toți copiii Lui ca fiecare dintre ei să ajungă acasă. Și nu va fi nici măcar un evreu, nu va fi nici măcar un copil al lui Dumnezeu. Niciunul dintre ei, cel mai fierav, cel mai prostuț, nu va fi niciunul dintre ei care să rămână pe drum. Și toți vor fi acolo în prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amin.